Bună dimineața, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi avem un vlog în bucătărie cu EA, un nou episod de ce mănânc într-o zi, pentru că n-am mai făcut de foarte mult timp și trebuie să ne punem să pregătim micul dejun. Am doi copii care plâng de foame. Inițial mă gândeam să pregătesc un fel de tartă la cuptor cu ou și ciuperci, dar a picat această variantă pentru că am o tavă mult prea mare în casă și pentru rețeta asta am nevoie de o tavă mai mică pentru că nu o să fac o cantitate mare. Am descoperit rețeta asta la o tipă din America, tot așa pe YouTube, într-un video cu What I Eat in a Day și mi-a rămas așa pe creier și vreau neapărat să o fac. Rețeta e ușoară, tot ce ai de făcut e să sotezi legumele, ciupercile, să călești și niște ceapă, apoi le pui în tavă, bați 2-3 ouă, le adaugi peste legume și bași toată compoziția la cuptor pentru 10 minute. Și gata, bineînțeles, nu uităm de sare, piper și alte condimente. Și ci că e super, super bună. Acum eu n-am încercat, nu știu să vă zic. Și cum a picat rețeta asta, mă gândeam să facem un semi-English breakfast. Zic semi pentru că eu nu o să pun fasole și nu o să pun nici cârnați, dar o să facem legume sote plus ouă plus bacon. Ăsta o să fie micul nostru dejun, ceva rapid, ușor, gustos, foarte delicios și care este pe placul tuturor din casă. Noi, în ultima perioadă, am creat o obsesie pentru roșiile cherry făcute la tigaie. Sunt atât de bune încât noi uneori le facem pentru micul dejun, dar le mai facem și pentru prânz și pentru masa de seară. O să vă arăt astăzi mai clar cum pregătesc aceste roșii cherry și ce condimente pun pe ele. Și hai să dăm drumul la treabă, pentru că imediat vine Mira și zice: Mami, mi-e foame, mai durează mult, haide, ce faci? Mi-e foame, mi-e foame, mi-e foame. Asta e poezia ei de dimineață. Mai o gură de cafea și scoatem toate ingredientele de care avem nevoie. Nu am bacon? Ba da, trebuie să am bacon. Nu, mereu am bacon în casă. Am ăsta. Hai bine că-l tai. Nu mai am din acel afiliat. Nu mai avem bacon, nu mai avem bacon. Și mai am nevoie de nimic momentan din frigider. Cum astea au fost. Hai să mergem și în cămara să luăm și de acolo. Și am adunat toate ingredientele de care avem nevoie. Bacon, în loc de fasole m-am gândit să pun porumb, ciuperci, bio, ouă și acolo avem condimente. Și așa arată micul nostru dejun. Am uitat să fac roșiile cherry la tigaie și mă super oftic, dar o să le facem pentru prânz, că am rămas cu gândul la ele. Arată foarte bine. Mami, fu să te speli pe mânuțe.
Și după aceea vezi exact ce am pregătit. Sunt spălate? Ah, bine, atunci așează-te. Eu am verificat. Este un mic dejun în stil englezesc. Așa. Păi avem ouă, bacon, un pic de legume, un pic din toate în principiu, doar că eu l-am făcut mai light, pentru că English breakfast e foarte heavy. Dacă mănânci un mic dejun acolo, nu o să mai trebuie mâncare aproape toată ziua. Și ouăle, ați văzut că eu le-am lăsat la foc mic și cu capacul pus. Asta e o tehnică pe care am învățat-o de la mama lui Taiga, pentru ca gălbenușul să se întărească și să rămână așa foarte cremos. Lui Taiga nu-i place să mănânce gălbenușul moale. Am uitat să-mi scot sosul, am un sos picant. Vrei și tu? Aproape ai terminat. Ăsta este sosul pe care vreau să-l încerc. Este un sos picant pentru iubitorii de picant. Pe ciuperci am pus mai multe condimente. Am pus și usturoi. Sunt delicioase. Secretul ciupercilor e să le faci la foc foarte mare. Noi avem probleme cu ochiul acela de la aragaz, pentru că într-o parte e prea puternic și într-o parte nu e chiar atât de puternic. Data viitoare o să pregătesc ciupercile la un alt ochi, dar dacă le facem la foc mic, ciupercile își lasă foarte multă zeamă și nu mai sunt la fel de bune. Îți place, mami? Ah, ce picant e! Hai. Dar ce bun e ăsta! O să am și un Pâinea îți place cel mai Da. mult? E pentru prima dată când pregătesc pâinea așa. Am găsit-o tot așa la o fată pe YouTube și am zis hai să încerc și eu. Ea acolo recomanda să prăjești pâinea în uleiul rămas de la bacon. Și văd că a avut succes. E crunchy. Mama, o să dai un pic Îți mai dau mami din pâinea mea, nu? Dacă eu am scăpat-o pe aia. Acum pentru prânz, nu știu, iubitule, ce o să facem. Mă gândeam să fac o rețetă în stil asiatic cu miere. Dar mi se pare destul de complicată. Nu știu dacă Mama! să mă bag să o fac sau nu. Mi-a dat Mira un desen, a făcut un cățel cu o umbrelă. Și aici avem un cățel, o pasăre, o pisică, o inimă fericită. Aici Mira și ăsta ar trebui să fie un fel de curcubeu cu aripi. Arta Mirei. Și acum trebuie să pregătim ceva pentru masa de prânz. Încă nu știu ce să fac cu puiul din frigider. Cred că nu-l mai facem de prânz. Mai caut eu câteva rețete. Poate găsești ceva mai ușor, nu aș vrea să mă complic și să dau greș. Știți că mie îmi plac rețetele cât mai simple, dezastru în bucătărie cu Ea, ăsta este hashtag-ul meu. Și o să facem carne de porc la cuptor și acum vă las cu Ea din trecut pentru a vă arăta cum pregătim carnea și care sunt ingredientele de care avem nevoie. Hei, 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 uite, sunteți aici cu Ea din trecut. Vreau să pregătim împreună o marinadă pentru carnea de porc, asta pentru a ne ușura ziua de mâine, în funcție de ce hotărăște Ea din prezent. Știu sigur că vrea să facă rețeta asta, dar nu știu dacă o să o facă pentru prânz sau pentru seară. Asta rămâne de văzut. Ideea e că putem lăsa carnea la marinat pentru 4 ore, 6 ore, 12 ore, este ok. Trebuie să avem grijă să nu punem prea mult acid, în cazul de față să nu punem prea multă zeamă de portocală, dar ajungem noi și acolo la ingrediente. Eu am descoperit rețeta asta în urmă cu câteva săptămâni, era să zic luni, dar nu, am stat o secundă să mă gândesc, în urmă cu câteva săptămâni, pentru că am făcut-o de două ori până acum. Am făcut-o odată și atunci am dat greș, pentru că mi-a ieșit sosul mult prea subțire și a doua oară sosul a ieșit bine, dar parcă îi lipsea ceva condimente. Și acum, a treia oară, trebuie să fie cu noroc, trebuie să iasă perfect. Rămâne de văzut mâine ce o să fie și cum se descurcă Ea din viitor, prezent. Stai că e greu cu Ea din prezent, viitor, trecut și Ea de acum. Hai să vorbim doar cu Ea de acum, să nu ne mai complicăm aiurea. Ok, pentru această marinadă avem nevoie așa de
sucul de la două portocale. Mai avem nevoie de cimbru și rozmarin. Astea sunt. Plus muștar. Eu o să folosesc două tipuri de muștar pentru o aromă mai intensă. Și, bineînțeles, ulei de măsline. Și pe carne o să pun sare și piper. Astea sunt. Și acum hai să dăm drumul la treabă. Păi imediat terminăm. Cel mai mult o să-mi ia să tai carnea, pentru că nu mi-am luat carne deja feliată, dar asta e o altă poveste. Sosul ăsta miroase a Crăciun. Cred că de-aia îmi și place mie atât de mult. Când zic portocală, mă gândesc la scorțișoară. Nu știu dacă ar merge și scorțișoara în această marinadă, dar putem încerca. În principiu, putem face marinada cum vrem noi. Ideea de bază e să avem un ulei, să avem acid și condimente. Cam asta amestecăm atunci. Și putem să ne jucăm, dacă avem imaginație, putem încerca orice. Astăzi folosim portocala pe post de acid, avem ulei de măsline, plus condimente și muștar. Data viitoare o să încercăm o marinadă în stil japonez, ceva cu soy sauce și mirin. Sunt multe variante pe care le putem face. Am mai văzut pe net niște variante cu iaurt, variante pe care încă nu le-am încercat. Și am mai făcut ceva cu ulei, oțet și ce-am mai pus? Cimbru pentru carnea de pui, plus ăsta, condimente pentru pui, care îmi place mie mult. Așa. Hai să punem aici seama. Era bun un storcător, dar nu am, așa că mergem pe varianta old school. Acum venim cu muștarul. Cred că îl pun pe tot, sper să-mi ajungă. Rămân fără muștar. Așa. Două, aoleu, nu mai am suficient. Nevoie de măcar 6 linguri ca să iasă așa mai dens, dar mai punem, completăm cu celălalt. Mai pun două, nu? Așa. Venim cu cimbru, un pic, nu prea mult. Și cu rozmarin. La rozmarin trebuie să avem grijă, că dacă punem prea mult, o să dea un gust amar și stricăm tot. Nu trebuie să fie foarte apos. Nu trebuie să fie nici foarte cremos, o textură așa între. Și nu am o rețetă exactă pentru această marinadă. De-aia am și zis că sper ca de data asta să fie cu noroc. S-a făcut aproape 12 noaptea, ce face ea? Da, 12. Ia. Da, e bun. Era cât pe ce să uit să pun ulei. Așa, după ochi un pic. Am luat cotlet de porc. Așa. Te-ar și tăia cuțitul ăsta, ce bine ar fi. Acum venim cu sare, piper, condimente pe porc. Întotdeauna mi-e frică să nu pun prea multă sare și sfârșesc prin a pune prea puțină. Și de aceea, de multe ori, rețetele mele nu au gustul ăla care ar fi trebuit să fie. Așa dau eu greș. Și acum folosesc tehnica de la mama. Pun mai mult piper pe parte. Pam, pam. Și vin cu bucata asta peste ea. Asta știu de la mama.
Ne întoarcem la sos și punem porcul aici. Frumos. Problema e că bolul ăsta e prea mic și e cel mai mare bol pe care îl avem în casă. Și carnea trebuie să fie acoperită și să nu folosim ceva din inox, că aș mai avea o variantă din inox, dar nu e ok, că schimbă gustul. Cât de bine miroase. Dulce acrișor, așa. Acoperim și lăsăm la frigider pentru câteva ore. Și acum vă las în continuare cu Ea din prezent. Mulțumesc, Ea din trecut! Imediat scoatem porcul din frigider și vedem cum se prezintă, dar înainte de toate vreau să pun orezul la făcut, să-l lăsăm la aparat până terminăm noi cu porcul, să fie gata și orezul. Îmi place să las carnea peste noapte în frigider pentru că mi-e mult mai ușor. În 20 de minute sunt gata cu tot și o să facem și roșii, ceri, la tigaie, în ulei și cu câteva condimente. E super bune, asta pentru că am uitat să le facem de dimineață și am rămas cu gândul la ele. Gata, e timpul să vedem cum arată porcul. Uite că s-a îngroșat sosul un pic. O să începem prin a-l prăji puțin. De fapt, noi vrem să se caramelizeze zahărul din muștar. Asta este ideea, nu o să-l lăsăm foarte mult. Încingem tigaia și îl punem pe parte, lăsăm un minut, două minute și după aceea îl întoarcem pe partea cealaltă și după ce facem asta cu fiecare felie în parte, băgăm totul la cuptor pentru 20-30 de minute. Aici trebuie urmărit în funcție de cuptorul pe care îl avem. Ok, hai să ne apucăm de treabă și după ne mai rămâne să pregătim roșiile și aia e. Putem să mâncăm și să ieșim puțin din casă. Nu mai pun ulei pentru că deja avem ulei pus în marinadă. Mă uitam, arată mult mai bine decât în ultimele două dăți când am pregătit această rețetă. Hai să vedem, mai așteptăm un pic, trebuie să se încingă. Cred că e bine, sfârâie. Nu știu, trebuie. Gata, iar am făcut dezastru pe aici. Faza e că îmi sare tot uleiul pe peretele de acolo. Nu știu cum se duce tocmai de aici până acolo. Trebuie să mă gândesc la o soluție, pentru că nu se curăță. Am încercat eu să dau cu apă și rămân pete și mai mari. Chiar nu știu ce să fac, ce aș putea să pun acolo să protejez un pic. Ok, am terminat aici. Punem restul sosului peste bucățile de carne. Bun. Și o să-l băgăm la cuptor imediat, îl mai lăsăm un pic, că nu s-a încins. Ne vedem mai încolo. E gata și orezul, ce să vezi? Taiga a descoperit un șiretlic pentru a face orezul mai bun. După ce este gata, deschidem puțin capacul, lăsăm toți vaporii ăștia să iasă și de altfel să prindă niște aer rece și închidem. Și lăsăm așa pentru 10 minute și abia apoi venim și amestecăm orezul. Era să zic că acum așteptăm să fie gata carnea de porc, dar de fapt noi mai avem de făcut niște roșii pe care o să le facem imediat. Appreciate your lies.
am început să ne uităm la un reportaj și n-am mai verificat porcul și sper că nu s-a ars prea tare anul, e ok. S-a rumenit un pic mai mult, dar e în regulă, arată bine, e rumenit, e auriu. Dar vreau să tăiem cea mai mare bucată, să vedem dacă este făcută în interior, așa verific mereu. Chiar dacă fac după rețetă și țin pașii de acolo, eu verific ca să nu scot carnea și după când o pugăm în gură să ne trezim că de fapt e semicrudă. Mă pare fragedă. Asta e cea mai mare? Care e cea mai mare de aici? Cea mai groasă. Asta, nu? Toate sunt cam la fel, am tăiat bine. Hai să vedem. Ai, foarte fragedă. Foarte ușor se taie. Și interiorul este perfect. Oh, putem să mâncăm. Yes. E gata masa, hai să aranjăm și să chemăm pe toată lumea și după aceea să ne schimbăm și să ieșim un pic. Ce mâncăm? Bun, bun făcut de mami. Hai să încerc eu o bucată și după aceea stai și ție ca să vedem dacă îi mai trebuie ceva sau nu. Mm. De data asta n-am mai dat greș. Mm-hmm. Și porcul nu mai e nici tare. Cu ultima dată mi-a ieșit un pic tare, cu toate că sosul mi-a ieșit bine. E fragedă și bună și ți se topește așa în gură. Și combinația de portocală cu muștar e yummy, yummy. Mm. Da, v-am zis eu că a treia oară e cu noroc. Ia să vedem și roșia. Roșia e la fel. Roșie e la fel cum a mai făcut mami, nu? Da. Chine ca de roșie ciupă. Și asta e bună. Cred putem să le pun un pic mai multă sare. Orezul e orez normal. Da, nu. Mm. Și cred că am făcut foarte bine că am adăugat și muștarul ăsta franțuzesc, că îi dă așa un twist. It looks better. It looks. Mhm. Nu e așa că e bun. Îți place? Am un capule. Mm-hmm. Asta e ce trebuia să iasă. Și a venit momentul să pregătim ceva de seară. Era cât pe ce să renunț la puiul meu în stil asiatic cu miere, pentru că rețeta pe care o găsisem inițial era mult prea dificilă, dar nu m-am lăsat. Am stat și am căutat până am găsit ceva mai ușor. Am scos aici rețeta, avem pas cu pas, o să vă arăt pas cu pas și la final vedem dacă ne iese sau dacă nu ne iese. Eu sper să ne iasă, pentru că puiul ăsta eu l-am mâncat doar în Japonia, în restaurantele chinezești, nu? Mâncam pui de genul. Oare am Susan în casă? Acum mi-a picat fisa că astăzi am ieșit până la supermarket, dar nu știu dacă am Susan în casă și am nevoie de Susan și nu am cumpărat Susan, dar vedem când ajungem acolo. La început o să facem sosul, sos pe care imediat după ce îl pregătim îl băgăm în frigider. Avem nevoie așa de 5 linguri de ketchup, 4 linguri de zahăr, dar în loc de zahăr o să folosesc ștevia și un pliculeț de ștevia scrie aici că este echivalentul unei lingurițe de zahăr, deci 4 plicuri, pot să scot eu deja de aici, plus 2 linguri de miere și 45 de mililitri de apă, aici avem apa pregătită. Facem repede sosul și după trecem la pasul 2, care nu e foarte complicat, dar necesită puțin mai mult timp pentru că avem de amestecat și de omogenizat. Ok, 5 linguri de ketchup, 85 de grame. Asta dacă vă doriți cumva să cântăriți, eu nu am cântarul aici, a rămas prin cutii. 5, cred că o să pun 6, mai rămâne pe lingură. Și nu prea pot să pun, sincer. Bravo, ea. 2, 3, 4. I-am spus Mirei să vină să mă ajute, că e de amestecat. Și a zis, mami, eu pot să te ajut oricând, dar nu astăzi. Are treabă, stă cu Sergiu. Am pus 6 sau 5? 5. Sigur că am mai pus una în timp ce vorbeam.
Hai, mai pun jumate, să fim siguri. Ok, am început cu dreptul. Urmează zahărul, adică ștevia. Un înlocuitor mult mai sănătos. 3. Oare am pus aici 20 de grame de miere? Nu cred. Sincer. Rețeta asta nu este o rețetă sănătoasă, nu e ceva de făcut în fiecare zi, dar măcar așa, o dată pe lună, merge. Am schimbat puțin lumina, cred că acum ne vedem mai bine. Punem și apa, amestecăm și sosul ăsta o să mai aibă un pic de așteptat, mai avem nevoie de el abia la final. Nu e bine că dacă dau mai tare, sare peste tot. Da, am nevoie de un bol mai mare. Mutăm, nu faceți ca mine. Okay. Nu pierdem nimic, că e pe măsurate. Seria dezastru în bucătărie cu ea. Ea nu mai e chiar așa dezastru în bucătărie. E un semi-dezastru în bucătărie acum. Scoatem puiul și îl tăiem în cubulețe, cât mai mici. Așa, tăiem cu asta. Eu am luat așa pui, mă gândeam că poate fac șnițele sau ceva, dar mi-e ușor să-l tai pe acesta, fiind deja feliat, mai puțină muncă pentru mine. Și acum venim cu condimentele. Avem nevoie de sare, piper și usturoi. Asta este ce o să folosim. Începem cu sarea. Asta e cam o serie. Trebuie să mai pun un pic de sare. Și a mai rămas usturoiul. Îmi plac foarte mult burcănașele astea de la Camis pentru că sunt reutilizabile. Uite cât de ușor. După ce terminăm ce avem aici, cumpărăm piculețe și reumplem borcănașul. Așa. Cred că am scăpat cam mult. Gata. Amestecăm. Și mai avem de venit cu 45 de ml de apă. Apă pe care o să o punem peste pui. Și până când suntem noi gata și cu aluatul, lăsăm puiul la frigider. Și el o să absorbă toată acea apă, o să vedeți. După ce îl scoatem, sau cel puțin așa ar trebui, sperăm să absorbă apa. Eu vorbesc de parcă am făcut rețeta asta, e pentru prima dată și pentru mine. Dar dacă iese bună, o mai facem. Punem apa peste pui și mai amestecăm o serie. Îl lăsăm să se odihnească puțin în frigider și noi ne apucăm de aluat. Am scos aici tot ce ne trebuie pentru aluat. Începem cu un tel și un bol mai mare. Și într-o primă fază punem un ou cu sare, usturoi și piper, fix ingredientele pe care le-am pus și pe pui, plus încă 145 de ml de apă și amestecăm bine și apoi revenim și cu restul ingredientelor. Din păcate, nu am praf de copt în casă și am trăit cu impresia că am, pentru că mereu am, dar de data asta nu am și o să facem această rețetă fără praf de copt, dar dacă voi aveți de gând să o faceți acasă, nu uitați de praful de copt. Eu sper să nu fie un ingredient esențial și să iasă la fel de bun și fără. Acum vedem. Dacă o fi să nu iasă, să știți că dau vina pe praful de copt. Venim și cu apa. Aici. Și amestecăm bine. Asta e prima fază. Și acum ar fi trebuit să venim cu praful de copt, eu nu l-am, și mai adăugăm jumătate de cană de amidon de porumb. Eu nu am amidon de porumb, nu am găsit pe nicăieri, la Hofigal era închis astăzi când am fost eu și am găsit un înlocuitor și anume amidon de tapioca. Am căutat pe internet și se pare că e ok să folosesc și acest amidon în locul celui de porumb.
Avem nevoie de o foarfecă. Să tăiem așa într-un colț. Am găsit amidonul ăsta la marketul corean-japonez. Și amidonul de porumb ar trebui găsit fie la Hofigal, fie la supermarket. Dar supermarketul de lângă mine nu aveau. Asta e jumătate de cană. Punem cană aici. Sfârâie. Mai punem și 3 sferturi de cană de făină sau 110 grame. Încă trebuie să punem aproape plină. Tot a rămas un pic pe fond, cred că era cana udă. Și mai adăugăm și 2 linguri de ulei și apoi amestecăm din nou această compoziție. Până se omogenizează și se face așa ca o compoziție pentru clătite. Ok, e ce trebuie. Nu mai avem nevoie de tel. Aproape am terminat. Asta a fost partea mai complicată. Care nu e complicată, trebuie doar să adun toate ingredientele și să le arunci acolo în bol. Hai să vedem ce face puiul. Bună! Te-ai umflat! Ia uite cum a absorbit apa. Se vede. Și a stat 10 minute acolo. Hai să adăugăm puiul peste aluat. Și după aceea amestecăm cu mâna. Trebuie să ne asigurăm că avem mâna curată. O să folosesc mâna stângă. Până îl acoperim. Așa. Da, miroase a usturoi, miroase bine. Acum o să prăjim puiul. Putem să-l facem și la cuptor, dar nu o să fie la fel de gustos. Și faza e că trebuie să punem cât mai mult ulei să acopere puiul pe care noi o să-l punem aici. Cred că o să pun aproape un litru de ulei. Cam jumătate de tigaie o să am nevoie. Grămadă de ulei. Cam așa, nu? Cred că un pic mai mult. Mai mult, nu? Pun toată sticla. Și aia e. Cam așa? Mai mult, că nu acoperă. Sper să ne ajungă uleiul ăsta. Că uite, am pus un litru. Trebuie să-l lăsăm la încins, o să dureze un piculeț. După aceea ne întoarcem și punem puiul la prăjit rapid. Nu o să dureze mult. O să trebuiască să-l prăjim în 2 serii. Mai întâi luăm așa câte 4-5 bucăți odată și le punem separat aici să se scurgă uleiul. Și după le punem pe toată odată cât să se rumenească. Cam asta e ideea. Primul pas e pentru ca aluatul să se prindă foarte bine de pui. Și bineînțeles că o să strângem aluatul care rămâne prin ulei. Nu-l lăsăm acolo. Cred că e gata, hai mai lăsăm 30 de secunde și după venim cu puiul pe care l-am prăjit aici, care arată demențial, și l-adăugăm la prăjit pentru încă 4-5 minute pentru a se rumeni. Și aproape gata, Mira a venit mai devreme să-mi trebuie. Gata, mi-e foame, miroase bine! Așa e bine, pentru prima dată când gătesc cu atât de mult ulei. Taiga a zis că toate rețetele astea trebuie să făcute în mult ulei ca să iasă așa cum trebuie, ca la restaurant. Acum să văd ce face cu uleiul ăsta, trebuie să-l punem în ceva și să-l ducem. Parcă la Kaufland lua ulei. Nu mai știu exact unde, poate îmi spuneți voi. Hai să venim cu restul puiului și mai lăsăm un pic. Thank you.
Și gata, am terminat cu puiul, așa trebuie să arate, cât mai auriu. Eu am lăsat cu un minut în plus față de timpul recomandat, că după 5 minute încă nu era auriu, cam pozele pe care le-am văzut. Și acum dăm drumul la foc și nu mai vrea să pornească. Hai, dăm drumul ăsta mic. Și punem sosul pe care l-am făcut mai devreme. Primul sos, îl țineți minte, ăla cu miere. Îl punem aici și îl lăsăm până când începe să facă așa bule. Și după aceea oprim focul. E foarte bun sosul ăsta, l-am gustat un pic mai devreme. Îi spuneam lui Taiga, cred că asta o să fie cea mai bună rețetă pe care am făcut-o în casă. Încă nu mă pronunț, dar pare a fi ce trebuie până acum. Uite, a început să facă bule. Mai lăsăm un pic, dar cred că e gata. O să lăsăm prea mult. Ia uite cum face. Gata. Am oprit focul și venim și punem puiul peste sos. Uite așa. Focul rămâne oprit. Chiar arată bine. O amestecăm. Am câteva bucăți care mi-au ieșit mai mari decât ar fi trebuit. Trebuie să amestecăm până când se omogenizează. Dar eu nu pot să fac asta. N-am suficientă forță să fac asta, în primul rând. Îmi tremură mâna pe tigaie. Cât de bine arată! Așa. Da! Și nu vă puteți închipui cum miroase, lasă cum arată. Mâncăm? E gata. Acum trebuie doar să pun sesami peste, dacă am în casă. Și aia e. Sunteți pregătiți să încercăm? Da. Cât e de crocant când pui așa. Cum e? Cum e? Prăjitură de pui. Prăjitură de pui? E ce trebuie. E super bun. E cea mai bună rețetă pe care am făcut-o vreodată. E bun. Și gata, am terminat de mâncat. Puiul ăsta a fost demențial. Data viitoare o să încerc și varianta la cuptor, să vedem dacă iese la fel de bine. Și cam asta a fost tot ce am mâncat noi astăzi. Ne-a mai rămas porc și pentru mâine. Am fi putut să mâncăm în seara asta ce aveam rămas de la prânz, dar mi s-a pus mie pata pe rețeta asta și nu regret că am încercat să o fac, pentru că a fost un real succes. Chiar mi-a plăcut mult și dacă voi o să încercați vreo rețetă dintre cele prezentate astăzi, nu ezitați să-mi dați tag. Noi ne revedem data viitoare cu un nou vlog. Nu uitați de like, subscribe și un follow pe Instagram dacă nu ați făcut-o deja. Parcă n-am mai zis de mult poezioara asta și am zis o arunc acum, astăzi, aici, așa, la final. Și bineînțeles că o să mai arăt rețete și în daily vlogurile noastre. O să mai încercăm rețete noi împreună și mi-ar plăcea să aud dacă ați vrea să facem cât un episod de ce mănânc într-o zi pe lună sau cam la ce distanță ați vrea să vedeți un episod de genul. Cred că ar fi interesant ca o dată pe lună să facem un episod de genul și să transformăm ce mănânc într-o zi într-o miniserie. Ce ziceți de asta? Mai ales că acum Ea e bucătar, mare bucătar. Nu, dar a început să-mi placă să gătesc, cred că asta ar fi pe scurt. Și îmi place pentru că din ce stau mai mult în bucătărie, din aia parcă-mi ies mai multe rețete și sunt așa mândră de mine și mă încurajează și faptul că văd fericire pe chipul celor care mănâncă din mâncarea preparată de mine. Nu știu dacă are sens, dar gata, am încheiat. Ne revedem data viitoare. V-am pupăcit! Pa!